Bună ziua, dragii mei! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă ușoară de caneloni umplute cu legume. Iată așa arată. Da? Uitați-vă aici. Așa arată ele. Dați să tăiem să vă arăt cum este în interior. Iată așa arată. Cred că se vede. Lumina nu e chiar bună, dar eu cred că se vede, da? Cum sunt umplute. Așa. Deci dați împreună cu voi să le împlem. Aceasta este rețeta mea pentru ziua de carbo. Astăzi sunt la ziua de carbo și am decis să fac aceste spaghetti cannelloni, da, umplute cu legume. Deci dați să începem. Așa, deci vom avea nevoie de macaroni cannelloni, da? De morcov cu ceapă și cu ardei roșu galben călit, de o vânătă călită, de ciuperci călite, de sos de roșii, de sare și de condimente uscate. Aici am diferite condimente uscate. Vom împle canelonile noastre cu ingredientele acestea. Deci dați să facem împlutura. Adăugăm în bol morcovul cu ceapa și cu ardeiul. Adăugăm vânăta. Este călit fără ulei. Este călit cu apă. Sărăm. Așa. Punem puține condimente uscate. Aici e ceapă uscat, morcov uscat, ardei uscat. Totul este uscat, da? Se vede. Așa. Aveți, uităm, de mărar și de 2 căței de usturoi. Pisăm usturoiul. Adăugăm mărarul. Și încorporăm. Puteți spuneți mai mult mărar, puteți spuneți ceapă verde, tot e gustos. Așa, acum începem a împle canelonile noastre. Întoarcem partea aslantă. Așa. Iacă așa. Le împlem pe toate așa. Așa, le-am împlut. Iacă așa. Ne-a rămas împlutură. Eu împlutura voi congela-o și data viitoare voi face pizza cu împlutura aceasta, pentru că este o împlutură foarte gustoasă și vom face pizza cu legume, deja călite, da? Nu proaspete. Așa că dați să turnăm sosul.
Așa, luăm folie de argint și acoperim. Așa, ridicăm așa, să nu fie lipită. Așa. O dăm la cuptorul prea încălzit la 150 de grade, 160, așa. Pentru jumătate de oră, 40 de minute. Ia să mă uit după cât a s-o țin în cuptor, da? Și să vă spun mai exact cât am ținut. Deci, apoi revin. Așa, iată, am scos canelonile noastre, încă sunt fierbinți, e ca așa arată, un miros extraordinar. Le-am ținut 45 de minute la temperatura 165 de grade, acoperită cu folie de argint. Da? Deci, dragii mei, dacă v-a plăcut rețeta, încercați-o, este o rețetă foarte sănătoasă și foarte gustoasă. Deci vă doresc poftă bună, abonați-vă la canalul meu, dați like, dar eu vă zic numai bine, pa, pa!